A fost odată un bătrân care avea o moară, un măgar și un motan, și mai avea și trei feciori. Când bătrânul muri, cel mai mare dintre feciori se alese cu moara, cel mijlociu primi măgarul, iar mezinul se pricopsi cu motanul. Frații mei se vor descurca în viață cu ce au primit, spuse cel mai mic dintre frați. Dar eu, ce o să mă fac cu motanul ăsta leneș? Auzindu-i nemulțumirea, motanul prinse glas și îi spuse, Nu fi trist, stăpâne, mai bine mi-ai da un sac, o pălărie și o pereche de cizme și, foarte curând, vei fi mult mai bogat decât te-ai fi gândit vreodată. Așa gătit, cu pălăria cea nouă pe cap și cu cizmele cele trainice în picioare, motanul plecă de acasă. Nu trecu multă vreme și izbuti să prindă un iepure arătos, cu care se și grăbi să ajungă la castelul regelui. Acolo, scoțându-și pălăria, motanul făcu o plecăciune și grăi. Sire, stăpânul meu, marchizul de Carabas, îți trimite ploconul acesta ca semn de mare prețuire. Câteva zile la rând, motanul trecu pe la castel, lăsând la picioarele regelui o mulțime de daruri, toate firește din partea marchizului inventat. Într-o zi, motanul îi spuse regelui: Sire, stăpânul meu, marchizul de Carabas, vă poftește la castel împreună cu familia regală. Bine, dar unde oare avea să găsească istețul motan un castel pentru amărâtul lui stăpân? Iată după mine, îi spuse motanul mezinului, pornind întins spre un castel din împrejurim, acolo unde să lășluia un temut și foarte bogat căpcăun. Spune mărite căpcăun, începu motanul, e adevărat ce se zvonește că ai fi în stare să te prefaci în orice animal de pe lumea asta? Când acesta îi răspunse că tot ce se povestea despre el era cât se poate de adevărat, motanul îl rugă să se preschimbe într-un animal mic cât mai mic. Și îngânfatul căpcăun se transformă pe dată într-un șoricel. Asta și aștepta motanul, cât ai clipi, puse laba pe el și l înfulecă dintr-o înghițitură. Când regele ajunse la castelul marchizului, se arătă foarte mulțumit de cât de înstărit era chipeșul tânăr. De cum își întâlniră privirile, stăpânul motanului și fiica regelui prinseră drag unul de celălalt și în scurt timp fă cură și nunta, iar istețul motan nu mai fu nevoit să prinde șoricei niciodată.